Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ana Ichizli și vă prezint buletinul de știri. Începând cu 10 octombrie, pensionarii din Găgăuzie aplică pentru un supliment de pensie de 1000 de lei, potrivit unui regulament adoptat de Comitetul Executiv. Nu toți pensionarii vor beneficia de ajutor lunar, ci cei care au pensii mai mici de 3000 de lei. La Direcția de Sănătate Publică a Găgăuziei sunt cozi lungi de pensionari care așteaptă în fiecare zi cu actele în mână să depună cereri pentru a obține un supliment la pensie în valoare de 1000 de lei. În Comrat, pentru a depune documentele, trebuie să se adreseze la Direcția de Sănătate, în timp ce în mediul rural vârstnicii se înregistrează la primării. Pensionarii sunt bucuroși să primească ajutor. Suplimentul de 1000 de lei va acoperi o parte din cheltuieli. Cred că mă va ajuta pentru că am o persoană bolnavă acasă, iau medicamente, bineînțeles că trebuie. Не совсем, но хоть как-то все равно поддерживать. Мне 2000. Nu chiar, dar măcar să sprijin cumva. Pensia mea este de 2045 de lei, deci măcar cumva. Am învățat de la cei de la policlinică. Da, pentru medicamente. În 10 ani am ajuns la 2000 de lei. Mulțumesc și atât. Aici primesc 2100 de lei. Cu 3000 de lei vă ajută, totul e scump la piață. Iei 1000 de lei cu tine și te întorci acasă cu punga goală. Totul este scump. Vă mulțumesc că ajutați măcar oamenii. Soțul meu este bolnav, zace la pat. Primesc 1590 de lei. Dacă mai primesc încă 1000, bineînțeles că sunt bani pentru mine. Îmi cumpăr medicamente în fiecare lună. Pentru a primi un supliment la pensia de 1000 de lei, este nevoie de o copie a pașaportului beneficiarului, o copie a carnetului de pensie și un document privind primirea pensiei. Которые достигли пенсионного возраста, вне зависимости, только ли они пенсионеры или по инвалидности они получали, они тоже должны быть пенсионного возраста, согласно регламенту. На какой период? Период у нас конкретно Fiecare trebuie să ajungă la vârsta de pensionare. Perioada de solicitare a plății nu este echitată în mod special. Contractul spune că banii vor fi alocați pentru această perioadă de timp. În aceste condiții se încadrează și pensionarii care muncesc. În cazul în care cuantumul pensiei este mai mic de 3000 de lei, toți pensionarii vor primi plata. În cazul în care pensionarii sau invalizii de vârstă pensionară nu pot veni să depună documentele din motive de sănătate, pot veni rudele acestora sau persoane autorizate. Nu există un termen limită pentru ultima zi de depunere a cererii. Plățile vor începe din momentul depunerii cererii. Доверенные, то есть нету срока последнего дня подачи, то есть с момента выплаты будут с момента, как было подано заявление. Potrivit Direcției de Sănătate, până la 13 octombrie în raionul Comrat au fost depuse 4145 de cereri, în raionul Cedărlunga 2264 și în raionul Vulcănești 1675. La Comrat a avut loc o ceremonie solemnă de premiere a profesorilor. Pentru prima dată, evenimentul a avut loc într-un format de asemenea amploare. Acesta a reunit aproape toți profesorii din regiune, peste 2000 de reprezentanți ai sistemului de învățământ din autonomie. Я учитель. Это мой образ жизни. Моя главная радость – мои ученики. Flori și premii, cuvinte de recunoștință și admirație, toate acestea sunt pentru profesori și în onoarea lor. La urma urmei, ei au un mare dar, acela de a învăța pe alții. Bașcanul Găgăuziei, Eugenia Guțul, care a luat parte la sărbătoare, i-a felicitat pe profesori, mulțumindu-le pentru munca lor asiduă. Ea a subliniat că sistemul educațional este și rămâne o prioritate a autorităților regionale. Всех
Echipa noastră va investi în educație în primul rând. Împreună cu dumneavoastră vom construi o școală a viitorului, unde vor fi implementate tehnologii digitale moderne și vor fi create toate condițiile pentru dezvoltarea creativă a copiilor. Cea mai mare dorință a mea este ca copiii să primească o educație de calitate, astfel încât cunoștințele dobândite de ei să fie competitive pe piața muncii. Праздник был организован с управлением образования, также нашими спонсорами, которые нам дали возможность такой грандиозный праздник устроить, пригласить всех учителей, всех педагогов, чтобы разделили все вместе данное мероприятие. În discursul său, Dmitri Constantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, a subliniat importanța și semnificația unui profesor în viața fiecărei persoane. Eu sunt convins că aici fiecare care stă, știe și nu uită pe profesorii săi. Și, obligatoriu, primii profesorii. Sunt sigur că fiecare dintre cei prezenți aici își amintesc și nu își uită profesorii și mai ales de primii profesori. Profesorii sunt mereu alături de noi. Ne învață să ne apărăm punctul de vedere. Ei ne învață să înțelegem situațiile dificile din viață. Profesorii noștri sunt purtători de cultură, iar școala este un centru de iluminare. Это уже все знают. А школа, где мы учились и учимся, является очагом просвещения. Cea mai înaltă distincție, Ordinul Mihail Cechir, a fost oferită de Bașcanul Găgăuziei, Eugenia Guțul, profesorului de limbă și literatură rusă a gimnaziului Chiosea din satul Beșalma, Lubov Cara, care are o experiență didactică de 55 de ani. Это награда, которую я держу в руках. Această distincție pe care o țin în mâini, dacă va fi împărțită la toți cei care sunt prezenți astăzi aici, ea va valora foarte, foarte mult pentru fiecare din noi. Titlul de cetățean de onoare al Găgăuziei a fost acordat Mariei Sapungii, profesoare de limbă și literatură germană din liceul Dmitri Caracioban din municipiul Comrat și directorului gimnaziului Sâncu, Gheorghe Cebanov din satul Catovscă. Natalia Cristeva, șefa departamentului educației al Găgăuziei, a mulțumit cadrelor didactice pentru munca depusă și le-a urat dezvoltare profesională pentru a surprinde copiii, pentru a crea o atmosferă pozitivă în grădinițe și școli pentru a educa cu dorința de cunoaștere și dorința de a schimba lumea spre bine. Спасибо вам, педагоги. Спасибо за ответственность, за смелость, за доброту, за любовь к детям. Mulțumesc domnilor profesori pentru responsabilitate, pentru curaj, pentru bunătate, pentru dragoste față de copii, pentru creativitate și rigoare umană. Aș vrea să vă doresc inspirație, dragoste pentru viață și pentru munca dumneavoastră, să vă bucurați de meseria de pedagog. Хочу пожелать всем вдохновения, любви к жизни, своему делу. Președintele Comisiei Permanente pentru Știință, Educație, Cultură, Limbă și Cult a Adunării Populare, Dmitri Manastârlî, a menționat că profesorii merită mai multă atenție față de ei înșiși. Eu cred că, ca și pentru alți specialiști, trebuie să fie sprijinul. Pentru profesori, sprijinul nostru este important, facem tot ce putem, dar ar trebui să ne multiplicăm eforturile, să creăm condiții decente, să oferim materiale metodologice necesare. Le doresc profesorilor din autonomie, sănătate și răbdare. Le mulțumesc pentru munca lor. Un indicator al rezultatului muncii unui profesor este succesul elevilor săi la tot felul de concursuri și olimpiade. În această zi, 158 de profesori au fost premiați pentru performanțele lor înalte, pentru succesul elevilor lor și pentru munca lor asiduă de zi cu zi. Un simplu profesor este doar o verigă în lanțul uriaș al sistemului educațional, iar dacă acest sistem nu funcționează, lanțul se va destrăma. Tot sprijinul, tot ajutorul posibil este absolut important.
Абсолютно важно. Каждый год этот праздник очень такой. În fiecare an această sărbătoare este foarte caldă. O așteptăm, așteptăm atenție, comunicare cu colegii, să ne vedem și să ne felicităm unii pe alții. Друг с другом, с коллегами увидеться, поздравить друг друга. Ceremonia solemnă de premiere a profesorilor le-a oferit participanților emoții deosebite. Я вдвойне ещё рада тому, что я встретилась. M-am întâlnit cu colegul meu de clasă pe care nu l-am văzut din 1977. Este vorba de Maria Semenova. Ea locuiește în Beșalma, iar eu locuiesc în Copceac și abia astăzi ne-am întâlnit datorită acestei sărbători. După ce s-au întâlnit cu colegii cu care nu s-au mai văzut de mult timp, profesorii vorbesc despre munca lor, împărtășesc succesele lor și ale elevilor lor. Aproximativ 160 de angajați ai sistemului de învățământ din Găgăuzia au primit premii meritate la diferite nominalizări, un triumf al profesionalismului lor. Această zi este foarte importantă pentru noi și pentru toți locuitorii Moldovei și Găgăuziei. Cred că această sărbătoare trebuie să fie organizată în așa mod, de mare amploare și frumos, astfel încât să ne simțim cu toții în centrul atenției. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc organizatorilor, mulțumesc guvernatorului Găgăuziei. Sănătate, căldură, pace și, bineînțeles, răbdare. Ceremonia de premiere a profesorilor 2023 a fost organizată de Bașcanul Găgăuziei, Eugenia Guțul și echipa sa. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova a planificat pentru anul 2023 reanimarea căii ferate din țară. În acest sens se planifică modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sale, deoarece 25% din infrastructura feroviară nu este utilizată și necesită reparații majore. Gara Etulie este situată în apropierea punctelor de trecere a frontierii cu țara vecină Ucraina și a mai multor secții de cale ferată, Galați, Giurgiulești, Băsărăbească. Lungimea acestei legături este de 233 km. Trenurile de marfă cu cereale, combustibil, minereu trec pe aici de 2-3 ori pe zi spre Ucraina. Inspecția tehnică a trenurilor de marfă este efectuată de angajații gării. Aceștia sunt servicii de marfă, securitate și mărfuri. Trenuri cu pasageri prin gara din satul Etulia nu funcționează în prezent, în ce legătură a declarat șefa stației Ludmila Cerven. Trenurile de pasageri sunt anulate acum. Deocamdată ele nu circulă în direcția noastră. Sunt trenuri de pasageri în direcția Nord-Chișinău-Bălți, Ungheni-București. Nu există niciunul spre Reni. Înainte aveam un tren de pasageri Etulia-Basarabka, dar a fost anulat. Refacerea coridorului feroviar Nord-Sud din Republica Moldova este planificată cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care va oferi 23 milioane de euro în acest scop. Fondurile vor fi primite în două etape. Acestea vor fi utilizate pentru a înlocui traversele, șinile și balastul pe secțiunile critice. Implementarea proiectului va îmbunătăți siguranța traficului feroviar, va crește viteza de circulația trenurilor de călători și de marfă și va contribui la reducerea timpului de circulație a trenurilor. Guvernul moldovean a aprobat ratificarea acordului. Consiliile electorale de circumscripție din Găgăuzia au finalizat înregistrarea candidaților. Potrivit Consiliului Electoral de Circumscripție 36-4 în satul Avdărma sunt înregistrate 4 persoane în calitate de candidați la funcția de primar, 2 merg la alegeri în calitate de independenți și 2 din partea partidelor politice, a declarat președintele Consiliului Raional al satului Avdărma. Casim Ivan Simeonovici și Gărgălic Piotr Ivanovici și 2 din partea partidelor politice, socialiștii din Republica Moldova, Caramid Dmitri Ivanovici și din partea partidului Șanse, Hor Harlampi Harlampievici.
La viitoarele alegeri locale din 5 noiembrie în satul Băurci și-au exprimat dorința de a participa 5 candidați la funcția de primar, 2 candidați independenți și 3 candidați de partid. Au fost anunțați de președinta Consiliului Electoral de Circumscripție. Partidul Renaștere, Tucan Sergei, Partidul Șanse, Tucan Nadejda, candidatul independent, Ялынжи Марина, Partidul Socialist, Кадым Николай, candidat independent, Карапиря Николай. În satul Кирсова au fost înregistrați 4 candidați pentru funcția de primar, a declarat președintele Consiliului Raional. Sunt înscriși 2 candidați de partid, Никологло Иван din partea partidului PSRM, Сапунжи Сергей din partea partidului Шанса, precum și 2 candidați independenți, Хохлова Анна și Златовчен Иван. În satul Катовское la alegerile locale candidează un singur candidat la funcția de primar, a declarat secretarul Consiliului. În Consiliul Raional al satului Катовское au fost înregistrat doar un singur candidat, Палик Георгий Дмитриевич, din partea formațiunii politice Шанса. Alegerile locale generale din Republica Moldova vor avea loc pe 5 noiembrie. Cetățenii vor trebui să aleagă 898 de primari și peste 11.000 de membri ai consiliilor locale. Cunoscătorii arții populare s-au adunat la Casa de Cultură din satul Kazaklia la Festivalul Internațional de Folclor Севда дел Галери 2023. La ediție din anul acesta au participat grupuri din Găgăuzia, Moldova, Ucraina și Bulgaria. La cea de-a 7-a ediție a festivalului de folclor Севда дел Галери este o varietate de muzică populară în limbile găgăuză, moldovenească, bulgară și ucraineană, precum și dansuri naționale. Acestea au dat festivalului o savoare deosebită. Comunicarea creativă întărește legăturile dintre grupurile folclorice și interpreți. Festivalul Севда дел Галери este o expresie a dragostei pentru arta populară, pământul natal și tradiție. Детство воспитывались на культуре уважения к традициям. Севда дел Галери. Noi am fost creați în cultură și respect pentru tradiții. Festivalul Севда дел Галери este dragostea față de patria mamă, tradițiile popoarelor. Festivalul unește popoarele din Găgăuzia, din țară și din țările vecine. Нашей стране это наше огромное богатство. И в мире и согласии в нашей республике живут многие народы. Мы все в детстве воспитывались на русских народных, гагаузских народных, болгарских, украинских народных, молдавских народных песнях и традициях. Într-o perioadă scurtă de timp, festivalul a dobândit statutul de festival internațional. Victor Petrov, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Găgăuziei, a remarcat importanța evenimentului. Важность, которую сегодня несут музыкальные коллективы Гагаузии. Колективелор музикале и в специал Севда ле мулцумеск пентру чее че фак. Festivalul se desfășoară anual în satul Kazaklia. Fondatorul acestuia este ansamblul folcloric Севда. Colectivul participă activ la festivaluri folclorice regionale, republicane și internaționale. În continuare, prognoza meteo. În Găgăuzia se așteaptă vreme puțin posomorâtă, fără precipitații. Vântul va sufla cu viteza 2-5 metri pe secundă. Temperatura aerului încomrat. Ziua plus 15 grade, noaptea plus 4 grade Celsius. În cea de lungă, ziua plus 15 grade Celsius, noaptea plus 3 grade. În Vulcănești, ziua 15 grade căldură, noaptea plus 4 grade Celsius. Ne puteți urmări și citi pe site-ul grt.md, de asemenea pe canalul de Telegram, Facebook și YouTube. Împărțiți cu noi informații interesante, fotografii și videoclipuri pe e-mail. Acestea au fost toate știrile la această oră. Toate cele bune!